ați văzut în introducere, tocmai ce m-am întors la un eveniment și anume Beauty Blogger Holiday Meeting și sunt foarte entuziasmată, sper să nu mă bâlbâi. Oficial este primul clip în care apar cu părul scurt pentru că m-am tuns din nou. M-am tuns atât de scurt pentru a patra oară în viața mea, țin cont. Și îmi place foarte mult noua mea tunsoare. Și da, oficial este primul clip în care apar tunsă așa de scurt. Îmi place foarte mult și mă simt extraordinar de bine. Mă încântă la nebunie această schimbare. Revenind la subiect, ați văzut în titlu că am fost la Beauty Blogger Holiday Meeting și este evenimentul care se organizează în fiecare an de câteva fete blogărițe pe care le cunosc de ani de zile și care activează în online la fel ca și mie, adică scriu pe blog cam din aceeași perioadă în care am început și eu. Eu am început să scriu pe blog acum 8 ani de zile, luna trecută am făcut 8 ani. Pentru mine este a treia oară când particip la evenimentul de întâlnire a blogărițelor și mă bucur foarte mult că am primit invitații și anul acesta și m-am simțit foarte bine. A fost în același loc ca și anul trecut, adică la restaurantul, de fapt este restaurant pub, care se numește The Harp Irish. Este undeva în centru, pe la Unirii. Și îmi place foarte mult, este ceva așa, gen rustic, dar sunt foarte drăguți cu noi de fiecare dată. Adică și anul trecut, și anul acesta s-au purtat foarte drăguți cu noi. Ne-au oferit câte o gustare, câte ceva dulce, un vin. Foarte frumos. Dar partea cea mai frumoasă a fost că ne-am întâlnit noi blogărițele și am discutat despre una, despre alta. Am extras bilețele. Am răspuns la anumite întrebări foarte interesante, zic eu. Nu o să vă povestesc exact ce întrebări au fost, dar în mare parte au fost, evident, întrebări legate de beauty, despre produse, despre branduri, experiențele noastre, ce ne bucură, cum facem față, cum ne descurcăm și cu familia și cu serviciu și așa mai departe. Oricum, a fost frumos pentru că am avut ocazia să interacționăm, să ne cunoaștem mai bine și de ce nu să învățăm câte ceva, una de la alta. Cu alte cuvinte, m-am bucurat foarte mult că am fost acolo. Din păcate n-am putut să stau până la final, dar chiar și așa am avut timp să socializez cam cu toate persoanele care au fost invitate și mă bucur foarte mult că am revăzut câteva fete și au fost invitate și alte fete pe care nu le-am văzut anul trecut și chiar a fost frumos, chiar m-am simțit minunat și acest eveniment, bineînțeles că nu ar fi fost posibil și nu ar fi ieșit așa de drăguț dacă nu ar fi avut și sponsorii dragi. Nu am avut timp acolo să cotrobui chiar prin toate punguțele și prin toate cutiuțele și așa m-am gândit să fac un unboxing în direct și să vedem cam ce am primit și cu această ocazie le mulțumesc foarte mult sponsorilor care au vrut să fie alături de noi la acest eveniment și o să încep cu o cutie. Este o cutie de la DM, din ce am înțeles eu, și asta am reușit să o deschid și să trag un ochi și chiar m-am bucurat să văd atâtea produse drăguțe aici. Acum câțiva ani eu eram mare fan DM, deci de fiecare dată când intram acolo era imposibil să nu ies cu o pungă plină de produse. În ultima perioadă am mai rărit-o pentru că mi-am dat seama că adun prea multe produse de care nu am nevoie și nu are rost să le colecționez și apoi să mă trezesc că mi-expiră și să le arunc. Așa că am început să fiu mai cumpătată și să fiu mai selectivă și să-mi cumpăr doar strictul necesar. Dar am primit aceste super produse și abia aștept să le folosesc și o să vă spun imediat ce am aici. Am un perete de păr. E foarte simpatică, care o să trec repede prin ele ca să nu vă plictisesc. Am aici un deodorant cu aromă de fructe, cred eu. Sunt niște piersici pe ambalaj. Arată foarte bine ambalajele. Arată delicios. Am aici un recipient foarte simpatic și drăguț. Desert Sun Hand Mousse. Cred că este o cremă spumă de mâini. Așa îmi sună denumirea. Asta este un... este o spumă de duș. Foarte faină. Shampoo. Ăsta este un șampon care are orhidee pe ambalaj. Arată foarte bine. Și asta este Said Glanz Spulung Glanzos. În fine, bănuiesc că este un balsam de păr. Da. Nu mai știu nici pic de germană, dar din ce înțeleg e posibil să fie un balsam de păr.
Așa, ce mai am aici? Mai am două mostre, două măști, ediție limitată, vanilia chai and Kirby's. Cred că tot pentru păr sunt. Am aici un spray, airbrush. Apar n-am, de ciudat. Nu știu ce vrea să fie, dar e interesant. Cred că e sclipici pentru păr. Mai am un ruj, Glid Stick, by Trendy Tap. Brandul este 183 de zile. Deci eu habar n-am de brandul ăsta. Se vede că n-a mai fost de ceva timp prin DM. Este un stick, cred că ruj. Da, ruj este. Dar e foarte sclipicios și arată super bine. Am mai avut un ruj sclipicios de nu mai țin minte când. Asta ce este? Tot de la 183 de zile, brandul. Trendy Tap Metal Marker. Nu știu ce vrea să fie. Cred că e ceva de ochi, ceva metalizat. Mai am o ojă, Trendy Tap Hollow. Deci este absolut superbă nuanța. Abia aștept să o folosesc. Și mai am un far de ochi. Arată super bine. Sunt toate așa sclipicioase și potrivite pentru sărbători, văd eu. Și mai am un creion All Over Liner. Să vedem și nuanța. Este o nuanță foarte plăcută de grena, să zicem. Grena, da. Foarte faine produsele. Mă bucur foarte mult că o să am ocazia să testez din nou produsele de la Valea. Pentru că v-am zis, înainte chiar obișnuiam să-mi cumpăr toate prostiile de la brandul ăsta din DM și eram nebunită după ele. Și da, în ultimul timp chiar mi-au lipsit, cu alte cuvinte, și abia aștept să le folosesc. Mai am aici o punguță de la Seventeen. De la Seventeen, da. La Seventeen chiar acum pregătesc un articol. Nici n-are rost să pomenez despre el, pentru că sigur când o să apar clipul ăsta, probabil că acel articol deja o să fie pe blog. Nu uita să mă urmăriți și pe blog. www.fedorova.ro este blogul meu pe care scriu de 8 ani de zile despre beauty și fashion și mi-a face mare plăcere să mă vizitați și să mă susțineți și acord. Să vedem ce am de la Seventeen. Se pare că am două produse de beauty. Arată foarte bine. Este un pachetel cu... Sunt două produse aici cu extracte de mușețel. Din ce observ eu, două produse pentru toate tipurile de ten, adică un demachiant și o loțiune tonică. Interesant, nici nu știam că au așa ceva în portofoliul lor și îmi place că sunt așa micuțe. Și da, interesant, chiar sunt curioasă de ele. Să vedem ce mai am aici. O mască, Radiance Express Mask, cu moringa, extracte de nu știu ce... și bujor alb. Bujor alb, scurioasă. Da, e sigilată. Scurioasă cum miroase. Curiozitatea am făcut pisica. Am desfăcut-o pentru că eram foarte curioasă ce miros are. Dar nu prea îmi dau seama. Așa că nu o să insist, o să păstrez surpriza pentru momentul în care o să fiu hotărâtă să o folosesc. Bineînțeles că pe măsură ce le testez o să scriu și pe blog sau o să le menționez pe Instagram, pentru că nu știu dacă o să mi se potrivească chiar toate. Eu nu obișnuiesc să scriu despre produsele care nu-mi plac sau care nu mi se potrivesc, așa că nu promit că o să scriu câte ceva despre fiecare în parte. Mai am aici în punguță un catalog, mai am o paletă care este wow! Arată cam așa. Cred că semănă puțin. Are sprâncene mai subțiri. Așa. Să vă arăt interiorul, pentru că arată într-un mare fel paletica asta. Îmi place foarte, foarte mult. Este o paletă de light contour, warm contour și dark contour. Da, are aici o protecție și abia pot să o îndepărtesc. Da, am reușit. Da, cam așa arată. Și îmi place super mult. Nu știu cât de bine se văd nuanțele, dar arată foarte bine. Eu în momentul de față folosesc
o paletă pentru contur de la Pupa, cu care mă înțeleg foarte bine, evident. Dar am cam început să o termin și chiar mă gândeam ce să-mi iau. Dar uite că universul comportează și mi-aduce exact ce-mi trebuie. Și mai am ceva aici, mai am o paletă. Arată foarte bine. Seventeen s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă. Am observat că au scos chestii noi și foarte frumoase, adică au început să pună preț pe ambalaje și produsele sunt altfel față de cum le știam eu cu mulți ani în urmă și merită încercate. Deci dacă vreți să încercați, paleta asta chiar arată super bine. Eu acum folosesc două fonduri de ten de la ei și îmi plac foarte mult. Și mai am aici două rujuri. Am două rujuri cu două capete. Cred că sunt genul acela de rujuri rezistente, All Day Lip Color, exact ce spunea. Și abia aștept să văd cum se comportă pe buze, pentru că arată foarte bine nuanțele. Am descoperit în următoarea pungă un brand de care nu am mai auzit și nu l-am mai încercat până acum. Este vorba despre Lorvan. Am aici un catalog foarte drăguț cu câteva culori. Ia uite ce blond frumos. Roșu, roșcat și câteva nuanțe de castaniu, șaten. Cred că sunt niște produse profesionale, habar n-am, o să citesc mai multe despre ele, dar să vă arăt ce am în funcță. Am trei produse, dacă nu mă înșel. Trei produse. Și o să încep cu șamponul, care este cu cheratină, exact ce-mi trebuie mie. Ați văzut că m-am tuns, da, acum că m-am tuns, vreau să-l cresc. Nu, glumesc. Nu, dar îmi plac foarte mult, am o atracție pentru produsele cu cheratină și ăsta este un șampon cu cheratină pe care abia aștept să-l folosesc. Mai am aici un tratament, salon exclusiv. Salon exclusiv, deci e posibil să nu se găsească în comerț. Și mai am o mască, Vitality Repair and Protection. Super, deci eu chiar ador produsele pentru păr. Și îmi place la nebunie să încerc chestii noi. Cred că știți deja că am foarte multe, foarte multe. Am mai multe clipuri despre păr decât alt gen de clipuri, dacă ați observat. Și mai am aici de la The Body Shop. Bine, cred că mai am câteva chestii la The Body Shop, dar urmează următoarea punguță. De la The Body Shop am aceste trei unturi de corp pe care mi le doream atât de mult. Le-am văzut la câteva fete în online și am tot zis, trebuie să ajung. De fiecare dată când merg la mall, deci uit complet. Apoi a doua, a treia zi, iar mi-aduc aminte, n-am trecut pe la The Body Shop. În fine, le-am primit cadou și este vorba despre trei unturi de corp. Fiecare are 50 de grame, mă rog, mililitri. Este unul cu vanilie, unul cu zmeură și unul cred că este cu... și unul cu altceva, nu-mi dau seama ce poate să fie. În orice caz, arată foarte bine și mă gândesc că miroase la fel de bine cum arată. Și o să trec la ultima pungă, care este de la Moroccan Oil, dar nu este toată de la Moroccan Oil. Deja am început să răgușez din ce în ce mai rău. În ea am băgat mai multe punguțe și o să vă povestesc imediat despre ele. Asta a fost într-o buguță de Yves Rocher, produse de la Yves Rocher. O să o desfac să vedem împreună ce se ascunde în ea. Este ceva ușor. Este o cutiuță metalică, sub formă de geamantan, care arată foarte drăguț. Cam așa. Asta este genul de cutie care arată super bine în bucătărie și poți să pui biscuiți, ținea, boboane și tot felul de prostioare. Eu cel puțin așa le folosesc și chiar o să pun, probabil că o să pun în bucătărie, că tot am luat noi bomboane de pom. Am luat bomboane de pom, dar le mâncăm în fiecare zi. Și să vă mai arăt ce mai am de la Yves Rocher, pentru că am mai multe produse super drăguțe. Eu n-am mai folosit nici Yves Rocher tot așa într-un timp, când am început eu să scriu pe blog în urmă cu 8 ani. Făceam foarte des comenzi la Yves Rocher. Și primeam catalogul prin poștă, țin minte, și acum că îl primeam prin poștă și tot prin poștă făceam și comanda. Și îmi plăceau foarte mult, eram înnebunită după gelurile de duș și era un demachiant care îmi plăcea foarte mult cu albăstrele, un demachiant bifazic.
Și în fine, am folosit mai multe chestii de la ei, șampoane, deodorante, am avut niște chestii gen spray de corp. Chiar îmi plăcea brandul ăsta până la un moment dat când, nu știu, mi s-a tăiat, nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu am pierdut contactul. Eu m-am mutat de acolo, n-am mai primit catalogul și odată ce n-am mai primit catalogul, n-am mai făcut nici comenzi. Și acum se pare că am intrat din nou în viața mea și o să intre și în rutina mea de îngrijire, pentru că o să le folosesc cu siguranță. Am aici o cremă de corp și un gel de duș cu aromă de mere. Mai am aici tot un gel de duș cu Golden Tea. The Door Golden Tea. Sună foarte bine. Este un săpun gel pentru mâini. Interesant. Îmi place foarte mult ăsta. Sigur o să-l folosească cel mic. Dacă îl pun în baie și îl vede, atât îi trebuie. Și mai am aici o cremă de mâini, aceeași aromă de Golden Tea. Sună interesant, Golden Tea. Cremă pentru mâini. Ia să mirosi. Oh. Miroase foarte bine. Încerc să-mi dau seama de ce mi-aduce aminte exact, dar nu reușesc. Nu știu, este un miros floral care m-a aruncat așa în copilărie. Nu-mi dau seama. În fine. Să vedem ce mai avem aici. Mai am un ceai, vanilla, ginger, peach, black tea. Interesant, de la Secom. Îmi plac ceaiurile lor. Și chiar mi s-a cam terminat stocul și mă gândeam că trebuie să-mi refac stocul, să-mi dau o comandă ceva, dar nu știu ce să mai beau. Spuneam ultima dată că mai am de la Secom o cremă. De fapt este o cremă, o mască de față cu acid glicolic și mai am un serum cu turmeric și vitamina C. Două produse care nu le-am folosit până acum. Știu că am citit ceva despre ele la un moment dat sau le-am văzut la cineva, nu mi-aduc aminte, dar știu că îmi doream acest serum la un moment dat și am uitat complet, că îmi spuneam că mi-ar plăcea să-l întreb, să-l folosesc. Ce o să vorbesc prostii, cred că sunt obosită. Îmi spuneam că mi-aș dori să-l încerc, dar nu mi-aduc aminte la cine am văzut și cui am zis treaba asta. În fine, important e că acum le am și eu să le folosesc cu mare drag și spor. Și mai am ceva, niște gene false. Deci eu n-am mai folosit gene false de nu mai țin minte când. Acum trec la produsele de la Moroccan. De fapt, sunt produse de la Topline România. Topline mi-a trimis aici o mască de la Academie. Cred că este pentru față. Este puțin cam mare, dar nu-mi dau seama. Da, pentru față este. Da, interesant. Și mai am o cremă de mâini. Am una asemănătoare, de fapt, identică, în geantă, pentru că îmi plac foarte mult cremele lor. Mai am aici ceva, Solar Oil. Este un balsam pentru cuticule și unghii de la C&D. Și mai am o palețică de la Babor. Stai să vedem ce palețică este. Cred că este un bronzer pentru că este foarte închis la culoare. Cred că bronzer, nu prea pare genul meu, nuanța asta. Dar perfect finish foundation. Bronze beige. Da, nici vorba de așa ceva, n-am cum să folosesc așa ceva pentru că este mult prea închis la culoare. Nu, ar trebui să-mi schimb toată pielea ca să pot să-l folosesc prea închis. Dar ambalajul arată superb, de la Babor. Și mai am această cremă, loțiune pentru netezire, pentru toate tipurile de păr, de la Moroccan Oil. Îmi plac foarte mult produsele lor, cred că nu mai este niciun secret. Adică le-am menționat de atâtea ori și le-am lăudat tot timpul. Ador mirosul ăsta. Ia să vedem. Oh. Mirosul care mă nebunește. Îmi place foarte mult. Așa, am terminat cu Moroccan Oil. Acum o să trecem la Wet n Wild. Wet n Wild a fost și anul trecut alături de noi. Și anul acesta ne-au cadorisit cu câteva cosmetice foarte drăguțe, deci am nebunit când am văzut pensula asta, cât de frumoasă poate să fie.
și atât de fluffy și strălucitoare. Îmi place super mult. Mă prostesc. Să vedem ce mai am aici. Mai am o paletă de farduri și anul trecut am avut și am folosit-o și chiar mi-a plăcut, deci chiar erau pigmentate. Parcă și seamănă un pic cu aia de anul trecut. Are niște nuanțe interesante de auriu și burgundy. Să vedem ce mai este aici. Mai am încă o paletă. Oh, paleta asta. Este un iluminator care arată într-un mare fel. Highlighter. Și mai am un mascara Wet n Wild Lash Renegade. Nu știu dacă zic bine, n-am ce înseamnă. Dar are o formă foarte ciudată. Arată bine. Interesant. Ca și formă. Și mai am 3 produse. Imediat o să vă spun ce mai este. Că îl înfile din poveste. Am un tuș. Wow, ce drăguț. Deci chiar să eram în căutarea unui tuș pentru că mi s-au cam terminat toate și nu știam ce să mai cumpăr. Dar uite că am primit unul și este chiar negru, exact ce vroiam. Și mai am un Mega Matte Lipstick, un ruj de buze mat, o nuanță superbă care îmi place la nebunie, genul meu. Și mai am un balsam de buze Golden Tea. Mă scuzați, balsamul de buze este de la Yves Rocher. L-am pus într-o altă pungă și de asta s-au amestecat. Deci balsamul de buze este din aceeași gamă Golden Tea de care vă spuneam mai devreme. Frumos. Și mai am o singură punguță și vă las cu unboxing. Terminăm și cu unboxing. Asta este chiar nedesfăcută. Nu știu ce e aici. Solaris. Îmi plac foarte mult produsele de la Solaris. Și chiar îmi cumpăr frecvent tot felul de tâmpenii. Și bineînțeles că uleiul sau, mă rog, untul de cocos, se știe, nu lipsește niciodată din casă și cred că nu este seară în care să nu îl folosesc măcar în jurul ochilor. Și am așa, un ceai, este Cinnamon Apple Spice, cred că este un ceai cu aromă de măr și scorțișoară, puțin picant, dacă nu mă înșel, Celestial Season. Nu miroase. Nu miroase, dar sigur, dacă îl desfac, miroase delicios. Am aici un ulei pentru masaj cu cocos și migdale. Nu se putea să nu mă nimerească, nu? Nu se putea. Așa, mai am aici ulei esențial cu cuișoare. Pentru vinul fiert pe care o să-l beau de Crăciun, probabil. Mai am alune de pădure coapte. Niam, niam, niam. Și mai am, ia uite ce interesant, super, un șampon, tratament șampon de la Rausch, șampon tratament cu scoarță de salcie, tratează mătreața persistentă, calmează roșața și pruruitul. Eu nu am probleme cu mătreața, dar putem să o prevenim, nu? Îmi plac produsele de la Rausch. Am mai folosit, am și vorbit despre ele și mai am un produs, spray tratament cu scoarță de salcie. Îmi plac pentru că sunt pe bază de plante. Am vorbit despre ele într-un clip anterior când vorbeam despre păr, despre produsele pentru păr și nu am dat pe spate, dar mi-au plăcut. Adică sunt niște produse pe care nu le pot refuza, deci chiar n-am de ce. Și mai am câteva mostre în punguță și asta este tot. Am mostră de șampon și balsam. Balsam, șampon reparator cu mușețel și nu știu ce. Ta-da! Alt șampon și balsam. Super, asta e pentru volum. Ăsta abia aștept să-l cerc. Încă un șampon și balsam. Ăsta nu-mi dau seama. Pentru piele sensibilă. Mea de produse pe care le-am primit și pe care o să le folosesc eu în următoarea perioadă. Și bine, mă rog, o să mai mă uit peste ele, nu cred că o să folosesc chiar tot ce am primit, o să văd.
în cazul în care există produse care nu mi se potrivesc, cum a fost fondul de ten de la Babor, cu siguranță o să le fac cadou, poate chiar aici pe YouTube, când o să mai stresc. Ca să nu mă mai plictisesc și să nu mai lungesc, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și că ați fost cu mine până la final, dar înainte de toate vreau să le mulțumesc din suflet sponsorilor pentru că au fost alături de noi ca de fiecare dată și ne-au adus zâmbete pe buze și le mulțumesc foarte mult și fetelor care au organizat și care s-au ocupat de toată nebunia asta, Cristina, Larisa și Adina. O să găsiți linkurile blogurilor în căsuța mea cu descrieri, în cazul în care vreți să treceți și pe la ele. Le-ați face o mare bucurie, cu siguranță. Și sper să ne vedem data viitoare la următorul clip. Vă aștept cu mare, mare drag și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, unde postez destul de des, postez și Insta Story. Acum puteți să vedeți anumite chestii salvate și în highlights. Și ne auzim în curând. Vă pup!